subiect sau o întrebare care ne este despusă, așa că o să ne punem și noi reciproc, da, este cum ții o căsnicie, cum ții o căsnicie fericită sau o căsnicie echilibrată, pentru că e unul din lucrurile foarte dificile ale vieții și ambele avem, mă rog, norocul unor căsnicii echilibrate și fericite și lungi deja și să sperăm că, mă rog, cât mai lungi. Dar norocul ăsta, în ceea ce privește acest subiect, norocul ți-l și faci. Ana, cum îți... ce ți se pare cel mai greu lucru în căsnicie? Cel mai greu lucru în căsnicia mea, că acum, până la urmă, nu știu fiecare are căsniciile lui și așa mai departe. Cel mai greu lucru a fost să admit că o relație de lungă durată între doi oameni la un moment dat se poate și strica. Că nu există Disneyland, că nu trăim în Disneyland, că they don't live happily ever after, că trăim în niște timpuri în care suntem atrași și de alți oameni, că putem să ne înșelăm unul pe altul, că putem să ajungem în punctul în care să ne despărțim și sau, și cred că a fost și este cel mai greu lucru, să nu o facem. Și să mergem mai departe. Asta, să reconstruiești, să iei un lucru de la zero. Unii spun că e o ciorbă încălzită, eu nu zic așa. Eu zic că am avut cu Horia două căsnicii, dacă mă întreabă cineva. Asta pe care o am acum e definitiv mai bună decât cea dinăuntru, însă. Deci probabil că la un moment dat, când doi oameni se rănesc unul pe altul destul de tare, după aia vine... De fapt, îți dai seama cât de mult îl iubești pe celălalt și cât de mult înseamnă pentru tine. Da, adevărul e că tu ai avut întotdeauna maturitatea să nu, din cauza, și din cauza bunătății despre care tale, despre care am tot menționat, de a putea să o oferi a doua șansă oamenilor din jurul tău. Da, și Horia e un om asemănător mie, suntem aceeași zodie. Cum ne zici tu, că nu pot să spun acum că sună prost, plânge în ceva anume. Așa, proști de buni, mă rog, suntem raci și nu ne place să renunțăm la ce avem, da? Suntem hoarderi din piele. Și, nu știu, amândoi am avut, avem bunătate și așa mai departe, și răbdare, nu știu, unul cu altul. Dar a fost, adică asta mi se pare cel mai greu, ce mi s-a întâmplat în această căsnicie. Sper să nu mai am alta. Adică nu mai am sigur, deci... Ție? Ce ți s-a părut? Ți s-a părut, mă rog, ai avut două căsnicii. Da, am avut două căsnicii. Mă rog, prima eram probabil prea tânără pentru a înțelege ce înseamnă o căsnicie. Și căsnicia actuală pe care o am și în curând împlinim 10 ani. Mulțumim. De căsnicie și, mă rog, 13-14 de relație, 14-15 chiar. Mi se pare parteneriatul cel mai greu, mi se pare faptul că trebuie să îl susții pe celălalt și că, mă rog, căsnicia este o treabă de construcție permanentă și de, cum să zic, respectarea unor, mă rog, parametri pe care cei doi oameni și stabilesc. Nu mi se pare greu să iubești pe cineva pe termen lung, asta nu mi se pare, însă iubirea într-o căsnicie are și niște valențe de astea administrative, până la urmă. Da, nu așa e. Numai despre iubirea și atâta. Și e vorba despre parteneriatul pe termen lung, la bine și la greu. Asta mi se pare, pentru că într-o căsnicie intervin și momente de greu, nu mă refer la momentele de greu, cele pe care le-ai povestit tu, ci în general momente de greu, de la boli, la momente de oboseală, la irascibilitate, la depresii, la eșec profesional, pe care celălalt, sau mă rog, de alte lucruri, pe care celălalt, partenerul tău de viață, trebuie să știe să le susțină și să le ducă mai departe alături de tine. Adică eu cred că o căsnicie fericită, sau o căsnicie, da, fericită, implicit și lungă, pentru că eu personal n-am stat într-o căsnicie care e fericită doar pentru că să fie lungă. Implică efortul constant,
și al celor doi parteneri și da. E implicit trebuie să... Adică nu toată lumea de fapt poate să ducă o căsnicie. Nu toată lumea are datele pentru a ține o căsnicie pe termen lung fericită. Și asta e un lucru pe care trebuie să-l facă în egală măsură bărbații și femeile. Se spunea pe vremuri că o căsnicie fericită se datorează femeii. Eu nu sunt de acord cu asta. Absolut. Nu cred că femeia trebuie să țină o căsnicie, pentru că atunci nu mai e una, adică în sensul clasic al cuvântului. Bine, old fashioned. Înainte femeia atâta făcea. Ținea o căsnicie și niște copii acasă. Da. Acum... Păi da, bine, eu ținea ea, dar mă rog, it takes two for a tango. Deci, în principiu, amândoi trebuie să facă același lucru. Da.